Angajați buni și inflație mică au fost cele mai mari dorințe ale angajatorilor anul acesta. La angajați, lucrurile se schimbă. Își doresc o scădere a fiscalității pentru că asta i-ar ajuta să aibă un salariu mult mai mare. Analistul financiar Adrian Negrescu îți dă un sfat ca să-ți fie mai ușor la anul. Puneți în valoare experiența pe care ai acumulat-o, dar și capacitatea de a face lucrurile mai repede și mai bine decât ceilalți colegi. În 2023 va fi important să facem totul pentru a ne menține locul de muncă, pentru a deveni indispensabili la locul de muncă în condițiile în care economia va intra într-o perioadă probabil de recesiune. Va fi important să arătăm că suntem capabili, că avem experiența și că avem capacitatea de a duce la bun sfârșit toate sarcinile impuse de către managementul companiei. În 2023 va face diferența modul în care ne raportăm la locul de muncă, în condițiile în care multe dintre companii probabil vor recurge la disponibilizări în cadrul unor procese de restructurare generate de scăderea consumului, de scăderea practică a activității economice. În condițiile în care tot mai mulți români aleg să părăsească țara, lupta pentru angajații buni va continua și în anul 2023. Cristian Hostiuc, director editorial la Ziarul Financiar, face o analiză a următorului an și spune că există mari șanse de dezvoltare. În 2023 vom vedea o perioadă puțin mai dificilă în prima parte a anului. Noi sperăm să nu avem o scădere economică sau să intrăm în recesiune. Așa cum arată datele de la finalul decembrie, companiile încă se uită după oameni, încă au cerere de angajare, încă nu găsesc oameni și s-ar putea să avem o perioadă fără disponibilizări. Adică eu vorbesc de disponibilizări masive. Piața muncii, din această perspectivă, va fi bună.